și a distrus mașina. Chiar e răcoritoare berea asta. Ei, bine. Au dispărut din comenzi. Salutare prietenașilor și bine v-am găsit de aici de la Arena Națională. Mi-am propus să încep din locul ăsta astăzi seria de 12 vloguri consecutive, un fel de daily vloguri voi face. Vor fi 12 zile în care voi posta în fiecare zi câte un vlog la ora 16, așadar fiți pe fază, activați notificările pentru că mi-am propus să fac un mic test pentru mine în special, pentru că n-am mai făcut niciodată chestia asta, adică chiar să postez în fiecare zi, să editez, iar a doua zi să vă prezint vloguri. Început de luni, 20 iulie până pe 31 iulie va fi câte un vlog în fiecare zi. Eu m-am folosit de o mică minciună ca să intru azi la Arena Națională aici, pentru că e închisă, după cum puteți observa, este un om de la pază aici și am spus că am o livrare la FRF, dar nu aveam. Așa, mulțumesc. Ok, mulțumesc, ok, mulțumesc să trăiți. Da, voi, prieteni, eu l-am mințit pe omul ăsta de aici de la pază când am intrat, ci că eu nu știam treaba asta, în zi de meci ăștia limitează accesul aici în jurul Arenei Naționale. De obicei poți să vii să alergi, să faci ce vrei, dar acum era închisă, frate, arena. Și am zis că am o livrare la FRF, eu am mai livrat odată aici, e sediul FRF puțin mai în spate. Eu mă îndrept acum către Mega Mall, vreau să mă pun în trafic pe acolo, pe undeva, ca să nu încurcă lumea pe aici, pentru că sunt și copii, după cum puteți observa. Uite, pe aici am să cobor. Ce frumoasă e zona asta aici, în jurul arenei. Haideți să nu mai pierdem timpul, cum spuneam și mai devreme. Aștept prima comandă, mă îndrept către Mega Mall. Să vedem câți bani voi face astăzi și ce-mi rezervă și această zi. Hai că eu am zis că voi da drumul la treabă și aștept prima comandă, dar e 12 fără 10 minute și n-am cum să primesc comandă deocamdată. Programul meu începe la ora 12 fix. Dar nu e o problemă asta, pentru că am timp 10 minute acum să ajung în față la Mega Mall. Nu cred că fac mai mult de 10 minute până acolo. Este sâmbătă astăzi când filmez vlogul, să știți, pentru că îl voi posta luni. Mare, mare agitație la Mega Mall astăzi, pentru că este weekend și lumea a ieșit la plimbare, la o cafea, la ceva rece, un răcoritor. Noi la muncă, curierii. Nu rămâne decât să aștept prima comandă de aici. N-am să plec din zona asta, am să mă pun și eu pe o băncuță, am să-mi găsesc un loc pe aici, mai retras undeva aș vrea, și să aștept prima comandă. Mi-am rezervat astea 3-4 ore astăzi un program. Mă gândesc serios să mă duc totuși către centrul Bucureștiului să fac și niște bani, dacă tot am ieșit la muncă și pierd timpul așa prin oraș cu bicicleta. Haide să luăm bicicleta și caramba de aici. Era culmea acum să mă fie întors și nema bicicletă. Chiar mi-a zis un băiat ieri prin comentarii: bă, Varlame, dar tare frică ți mai e că-ți fură ăștia bicicleta. Păi să știți că se fură, frate, am foarte multe cunoștințe pe aici care și-au pierdut bicicleta tocmai pentru că n-au avut grijă de ea și au lăsat-o nelegată, nesupravegheată. Pentru că așa se întâmplă întotdeauna. Chiar acum când voiam să plec, vedeți că n-am părăsit din secția asta, am primit o comandă. Am plecat de la Mega Mall și a intrat comandă, frate, fii antenă, fii antenă. 1,2 km, cred că e de aici, de la McDonald's, din spatele meu, ia să vedem. De unde e? Da, e de la McDonald's, vedeți, McDonald's-ul e chiar aici. Așadar, prima comandă la Glovo astăzi, fraților, de aici, de la McDonald's. Avem masca la nas și mergem să ridicăm comanda asta de 1,2 km, 6 lei, primii 6 lei, să fie cu noroc. Uite, mi-a în spate aici, la 200 de metri. Da, dar să vezi că eu am poferța pe astea. Uite, ți era bună asta? 3 km și eu? Da, aia era bună, da. Și am mai făcut 2 km până aici? La 5 km că nu mai e ceva. Da, bună. Și au început ăștia să-ți dea bani, să te plătească pe traseul Google, nu cum era înainte în aer, parcă ai observat că acum nu mai îți face traseu automat, știi? Ok, bine, domnul, te las că mă duc și eu cu asta, hai, bate, noroc. Să trăiești, noroc. Știi cum am bronzat, nu? Am fost la mare, dar n-am apucat să intru, frate, în apă, deci că m-am dus pe petrecere. N-am fost la mare, dar tot m-am bronzat, dar da, m-am, aici bronzat. M-am apucat tractoriștii, frate, da. Nici nu mai scos bronzul ăsta, ori de câte ori te duci la plajă, nu mai scoți. Dar băi, fraților, am primit comanda, trebuie să o livrez aici, în spate, la 200-300 de metri. Am stat puțin de vorbă cu băiețașul ăsta. Am mai vorbit cu el, livrează și la Glovo și la Foodpanda. Hai să-i dau pedala undeva în spate aici la Mega Mall. Prima comandă și văd că Glovo încă mă ține în zona asta. Nu vrea, mă, nu vrea. Haide că... Și s-a deschis, bineînțeles. I-am dat finalizare comandă dinainte să o livrez, pentru că îmi cresc șansele să primesc o altă antrenament mai repede.
Etaj 7, 1947. Număr de cod, adică. Sesam, deschide-te. Salut. Mai sunteți aici? E plata online, am văzut, poate era online, da. Okay. O zi bună, mă, pap. Da, băi prieteni, am să intru acum din nou în lift, în un alt lift magic. Asta e de argint. Și aștept următoarea comandă la Glovo. Revin, de fapt, cu următoarea comandă la Glovo, dacă nu se împlântă nimic între timp. Uite, băi, ce gropi avem aici, frate. Suntem la 50 de metri de Arena Națională și ia uite ce gropi avem aici. Arena e pe partea dreaptă aici, la nici 50, ce ai, 100 de metri maxim. Ia uite ce gropi avem aici. Ce ați făcut, măi, primărie? Ați dat cu buta în balută chiar aici, la Arena Națională. Deci ia uite, bă, fraților, ce au făcut. Deci cum a reușit să ia stâlpul ăla și a lovit și mașina parcată. Posibil să fi pierdut controlul volanului sau habar n-am, nu știu sigur ce s-a întâmplat, dar e recent. Ăsta stătea omul parcat frumos, n-avea nicio treabă și a distrus mașina. Ăsta l-a luat direct în plin. Să nu facă bun motorul. Cum a reușit ăsta să se urce, frate, așa nu pot să-mi dau seama. S-a băgat unul cu ăla, cu Opel-ul ăla, s-a băgat și l-a urcat pe ăsta forțat pe... A, n-am avut ce face și a intrat în coace. Păi a intrat obligat. Da, 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 da. Ăla a stat, a intrat cu mașina aia, cu Opel-ul ăla. Băiatul ăsta a zis că unul cu Opel-ul mai în față l-a forțat pe ăsta să facă dreapta de aici, din trafic, din partea asta, mergeam amândoi încolo și că l-ar fi forțat pe ăsta să intre direct pe bordura aici, unde a retezat stâlpul ăsta, care era chiar aici. La ce impact a avut? Stâlpul ăsta era aici, frate, și uite cum l-a despicat, a despicat ăsta și l-a băgat tocmai acolo, tocmai aici a băgat... A băgat stâlpul. Bineînțeles că i-a distrus mașina. Ăsta săracu n-are nicio vină cu Skoda. Omul era parcat frumos. Bine că n-a dat peste pietoni și toată lumea e bine. În fine, cam asta e. Eu îmi văd de drum în continuare. Accidentele se întâmplă la tot pasul în București. Mare grijă, mare grijă că nu trebuie să fiți vinovați voi ca să vă lovească unul din plin. Dacă era unul cu bicicletă acum aici, pentru că aici e pistă pentru bicicliști, și intra ăsta de aici, de pe sensul de mers. Probabil nici nu și-a dat seama că l-a forțat pe ăsta să facă dreapta în halul ăsta. Ne-a retezat un stâlp de la de acolo și încă unul mai mic aici. Urât, urât. Ați văzut ce s-a întâmplat cu mașinuța aia acolo, care a pierdut controlul volanului. Zice el că l-ar fi împins, cumva l-ar fi forțat să facă dreapta tocmai acolo. Ideea mea așa tinde despre faptul că ăsta era pe telefon sau cine știe ce făcea și l-a incomodat poate unul puțin, dar în halul ăsta, încât să pierzi controlul volanului, să smulgi practic din betoane doi stâlpi, mie mi se pare că e și vina lui. Cu siguranță avea viteză, pentru că pe șoseaua Pantelimon acolo gonesc ea cu 80-90 de km la oră. În fine, eu mai stau puțin pe banca asta, vă las pe voi să trageți o concluzie. Ce a făcut ăla acolo de a bulit mașina și stâlpul ăia în ultimul hal. Haideți să vedem, poate intră o comandă. Dacă nu intră comandă de aici, mă duc către București Mall în partea aia. S-a dus o oră din programul meu, de la ora 12 la 1 și n-am făcut decât 6 lei, dacă vă vine să credeți. Ce mai prost zic, cred că pe anul ăsta așa se arată. Mă duc către Mall Vitan, frate, București Mall. E verde la semafor, ca să nu mă jurați, deși ăsta trece pe roșu. Băi, prieteni, am ajuns la București Mall, la Mall Vitan, și primul lucru pe care vreau să-l fac e să mă duc la ăștia de la Ursus, pentru că au o promoție acolo și mi s-a făcut sete, frate. Vreau să le cer o doză de asta de bere fără alcool cu gust de vișine, au o promoție aici. Am luat și ieri de la ei, stai să intrez să văd dacă vor să-mi dea în prima fază. Să vedem dacă îmi dau băieții și mie o doză sau nu-mi dau. Mersi frumos. Ori de care, uite, a primit și comandă direct. Mersi frumos, o zi bună. Mulțumesc frumos, să trăiești, noroc. Băi, se pare că am venit cu noroc aici la Mall Vitan, pentru că am și primit comandă și am primit și două beri de la băieții ăștia de la Ursus. Nu, las, mă uit să văd, am comandă și o leg acolo. Știu povestea. Știu, șerifule, dar nu las. Ai vorbit cu mine, ar fi tare să o lăs să plec. Nu, că nu las, că vreau să-mi bag astea în rucsac. Știu că mi-ați mai zis. Dar să bag și eu astea și o leg. Ăștia nu mă lasă să-mi leg bicicleta aici, nici n-aveam de gând să o leg. Doar vreau să-mi bag berile astea la rece, în primă fază, pentru că am primit comandă, vreau să văd de unde e comanda asta. E de aici, din Mall Vitan. Ceea ce înseamnă că
Asta e a doua comandă pe ziua de azi. Îmi iau bicicleta și o leg în locul special amenajat aici la Molvitan pentru bicicliști, parcări biciclete, adică acolo. Ok, mergem la Nordese, Nordeoese sau ceva de genul, nu știu cum se numește exact, de aici din Molvitan. Asta e mai caldă parcă și am să iau pe asta mai rece pentru că oricum se va încălzi până la urmă. E cu grapefruit asta. Chiar e răcoritoare berea asta și vă recomand să o încercați, nu pentru reclamă, că nu le fac reclamă, dar mie îmi place. Și nu e prima dată când beau bere de genul la muncă. Așa că nu pierdeți ocazia, dacă veniți zilele astea la Molvitan, intrați prin spate și e posibil să primiți o bere gratis. Prea mers astăzi, mi-am dat, am ieșit la 12, e a doua comandă de 7 lei, am avut una de 6 și asta a doua de 7 lei. Da, e, e nasol și ieri parcă tot așa a mers. Nu ce probleme. Deci, asta e a lui, da? Okay. Uite și pasta, te rog. Aia mea? A, deci ai două. Ah, deci am două, clar să-i fac. Sau poți să-i pui una peste alta, frate. Eu am mai pus așa. O pui peste. Hai noroc să treci, baftă. La fel, la fel, baba. Da, băi, prieteni, am așteptat puțin aici, vreo 7-8 minute. Mi-am terminat și eu berea între timp aici. Am dat pontul mai departe de bere. Așa că am preluat a doua comandă, câștig puțin și la asta, nici nu mă mai agit. Nu vreau să-mi fac nervi astăzi, că fac 40 de lei, că fac 30 de lei în 3-4 ore de muncă, nu e nicio problemă. Plecăm spre livrarea acestei comenzi, comanda a doua. Am plecat la drum, am primit o notificare acum în aplicație că am luat un bacșiș de 3 lei. Mă bucur asta pentru că a fost o comandă doar de 6 lei și cu ăștia 3 la prima comandă s-au făcut 9. Trebuie să mă pun în trafic undeva pe aici, pe calea Vitan, asta, da, calea Vitan, și trebuie să cobor. Sincer vă spun că eu acum habar n-am dacă e ăsta blocul sau nu e. Pentru că GPS-ul mă trimitea în partea cealaltă. Mă gândesc și eu că dacă mi-a deschis direct ușa, înseamnă că am nimerit scara, am nimerit blocul. Mă zic bună, la revedere, pe cele, la urmă. Hai mă, că până urmă am nimerit, frate, scara. Mi-era frică că nu e ăsta blocul. Chiar mi-era frică. Am livrat două comenzi amărâte într-o oră și jumătate. Comandă de 1,2 km. Bă, fraților, deci ce se întâmplă, mă, frate, la Glovo? Astăzi cel puțin e nenorocire. 1,2 km. Și să mă mai țin acolo și vreo 20 de minute, 30 de minute, până îmi prepară mie pizza, că nu mai rezolv nimic. Comandă de 1 km și 200 de metri. A treia. Mi-a zis un băiat, un domn, cred că era ieri prin comentarii, Varlame nu mai cânta prin videoclipuri. Dar ce are, mă, chiar așa am vocea de urâtă? O vacă, ai iubit un bou, vacă bou, vacă bou, iar un bou-i bou, de bibelou. Asta e de la Vacanța Mare. Chiar așa voce urâtă am, mă, dacă e să cânt. Glumesc, bineînțeles, nu sunt cântăreț. Și o fac la mișto dacă o mai fac prin videoclipurile mele. Nu o fac pentru că am o voce de cântăreț. Hai să mergem la pizzeria asta, să ridicăm comanda asta a treia, la care câștig din nou vreo 6 lei. Băi, eu am aici în față o pizzerie, dar nu știu dacă e asta, pizzeria Florina, dar nu cred că e la asta, ia să vedem. Nu e, bă da, pizzeria Florina, asta e, frate, uite. Așa, o întrebare. Da, spune, te rog. Tu ești Valam? Posibil, da, mai merit. Da, da, de acolo, de acolo, să te ajută. Mersi, salut. Iar acum la drum, băi, prieteni, am preluat comanda asta. Nici nu știu unde trebuie să o duc. Stai să mă uit prima dată să văd unde trebuie să o duc. Astăzi mi-au dat ăștia comenzi de astea, de mers pe jos. Adică aș putea să le fac fără probleme pe jos, cum era înainte, modul ăla de livrare pe jos. Acum nu mai există modul acela. Hai că nu mai știam să trag de ușă de care din ele. A fost poate cu cardul, parcă, nu? Ok. O zi bună, cu plăcere. Merge treaba, frate. Sâmbăta nu prea merge, adică mi-a dat comenzi de 6 lei, 7 lei. N-are să faci ca vreo 80-100 de lei în 3 ore, 3 ore jumate. În timpul săptămânii, știi? Da, băi, fraților, în fiecare zi se găsește câte una, două, trei persoane care să mă întrebe de Glovo. O problemă cea mai mare e că ăștia nu prea mai angajează. Adică tu faci cererea aia la Glovo să te angajezi și foarte mulți dintre voi mi-ați dat mesaje și mi-ați spus: bă, Varlame, frate, nu mi-au dat răspuns înapoi. Ei bine, vreau să clarific treaba asta, că degeaba am dat vă mie mesaje. Eu aș vrea să vă ajut, v-aș ajuta cu cea mai mare plăcere dacă aș putea, dar eu n-am ce să fac. Că mi-a zis unii, bă, pune și mie o pilă bună. Eu n-am pile, frate, la Glovo să vorbesc. Eu nici pentru mine, când n-am prins ore în program, abia m-a rupt de la mine, m-a rupt de la inimă să mă duc să vorbesc cu ei acolo, să-mi dea și mie câteva ore în program, că nu prindeam ore.
Mi-a fost așa de la o brasă, mă duc să le cer niște ore, băgate și mie ore în calendar, dar până la urmă m-am dus. Tot ceea ce trebuie să faceți voi e să urmați instrucțiunile de acolo, de pe site. Dacă nu primiți mail înapoi, înseamnă că au prea multe cereri și sunteți încă în așteptare. Altceva nu aveți ce face, metode de angajare direct la sediu nu sunt, numere de telefon pentru angajări nu au. Asta vreau să clarific ca să știe toată lumea. Pleci dintr-un loc, primești comandă din locul respectiv. E o comandă de la Mesopotamia, de aici din Park Lake. N-am să las bicicleta în suportul ăsta și am să o leg de gard aici pentru că e mai în siguranță. Ce faci, mă? Să trăiască. Cum e, frate? Măriți tarifele, vă rog frumos. Da, ia-i, frate. Azi nu mai e vremea rea. Deci mi-a dat o cursă, sunt oblei, să vin tocmai de la Lucian Blaga, să iau de aici și să o duc pe Camini Resu 33. Deci nu ca e posibil. Ca să știți, ăsta e regele Olaru. Toată lumea știe de la Glovo. Toată lumea. Și e nemulțumit ca mulți alții de la Glovo și eu, bineînțeles, în anumite momente, pentru că nu e chiar roz în fiecare zi. Rege, te las cam aici, frate, comandă. Regele banilor. Hai, noroc. E frumos, are și pită, da? Da, bun, e aici, oare? E aici, sau? E aici, fixat. Da, mulțumesc frumos. Ai făcut poza? Da, i-am făcut, i-am. Nu faci, nu? Trebuie, tare. Trebuie. Nu fac frumos. Au fost omblat în ele. N-au ajuns toate. Da, se mai întâmplă, mulțumesc frumos, adică una. Și că a lipsit din produse. Bă, acum cine știe, se angajează la Glovo fel și fel de oameni și e posibil să mai fie și curieri care umblă prin produse. Așa că oamenii mi-au capsat mie plasa și asta mă ajută pentru că sunt fixate mai bine produsele acolo în geantă. Ca să vă dați seama ce fel de comenzi livrez eu astăzi, această comandă, această pizza și cele trei meniuri trebuie livrate în spatele mall-ului, la fel, la maxim un kilometru distanță. M-au omorât ăștia astăzi, este o zi proastă din toate punctele de vedere. Băi, prieteni, am ajuns, livrez comanda asta, m-a băgat GPS-ul la fix de data asta, ziceam că o livrez și pun stop acestui videoclip de luni. Vor mai urma încă 12, o serie de 12 videoclipuri. Voi filma luni, voi pune marți vloguri, voi filma marți, voi pune miercuri și tot așa până la data de 31 iulie, inclusiv voi posta, dacă ține totul cu mine. Alo? De la Glovo. De la 10, la 10, mi-a deschis până ora, mulțumesc, să trăiți. Uitați așa. Și asta. O zi bună, la revedere. Plăcere. Mai bine. Ia uite, bă, felicitări. Deci scrie acum. Felicitări, ai bacșiș în valoare de 10 lei. Cineva mi-a dat bacșiș de 10 lei, frate. Puțin, foarte puțin am făcut. Astăzi am făcut 43 de lei în total. Gândiți-vă că din ăștia 43 de lei, 13 lei au fost doar bacșișul. Oricum, pentru o plimbare așa de weekend, am făcut 40 de lei în 2 ore jumate de pedalat. Am îmbinat plăcutul, adică am putut să fac și vlog, am făcut puțină mișcare sport, am făcut și ceva bănuți, nu foarte mulți, dar cam asta a fost pentru ziua de astăzi. Prieteni, nu uitați că ne vedem și mâine la aceeași oră și mă repet când spun asta pentru că vreau să țineți minte treaba asta, pornesc într-o serie de 12 vloguri. Voi livra prin mai multe zone ale Bucureștiului, încerc să le diversific. De fiecare dată vreau să încep dintr-o locație anume, ați văzut și astăzi am început în zona Arenei Naționale acolo. Cu voi a fost Varlam, nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut acest clip, bineînțeles. Abonați-vă la canal dacă nu ați făcut-o și fiți cu ochii pe acest canal de YouTube, pentru că în fiecare zi la ora 16 până pe 31 iulie voi posta câte un vlog. Pa, pa, prieteni!